De la Făget până la Conțești trebuie să acționăm pe toate străduțele. Pe unele este mai bine, pe unele secundare este mai rău, pentru că ați văzut cantitatea foarte mare de zăpadă. Dar vă spun că au fost făcute eforturi destul de mari din partea ambelor societăți. Salariații au fost trimiși să se odihnească, așa cum zice codul muncii, au venit înapoi zi și noapte. Toate utilajele care acționează la dezăpezire sunt echipate cu GPS, iar la primăria Mioveni funcționează non-stop un dispecerat care preia semnalele de la locuitorii orașului. Deocamdată în Mioveni ninge liniștit, fără viscol. Pe străzile din oraș, traficul auto se desfășoară în condiții de iarnă. Până la această oră nu au apărut însă blocaje și nu s-au înregistrat evenimente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile.